uităm în clasament, în zona de play-out, vedem că Botoșaniu, o condamnată la retrogradare pentru mulți, e la 3 puncte de salvarea directă, mă rog. Sunt două echipe cu 17 puncte, două echipe cu 16 puncte, Botoșaniu cu 14 puncte și meciuri foarte, foarte interesante. Asta, da, poate fi trecut la miracole dacă reușește Bogdan Andone să salveze echipa asta. Ar putea, nu? Asta e la miracole, da. Da, totul este posibil și totul se joacă. Dani Coman alături de noi prin telefon să discutăm și despre play-out și despre tot ce se întâmplă în această zonă de clasamente. Salutăm, Dani! Vă salut și eu cu drag. Salut, Dani! Salut, salut! Da, cu pe Pancone parcă l-ai salutat așa, altfel, nu știu cum. Vă leagă niște amintiri. Așa salutăm fotbaliștii, Dani. Da. Păi ce, Narcis nu e fotbalist, Florin nu e fotbalist? Eu sunt portar. Eu sunt portar de fotbalist. Aia zice, a zis Florin? Eu sunt portar. Că el e portar, nu e fotbalist. Tu ai fost fotbalist sau portar, Dani? Are cel câteva zeci de meciuri în echipa națională. Da, dar am înțeles că cu piciorul bine de tot, Florin. La tenis cu piciorul imbatabil. Păi și cu o mânilă tu, nu? Și tu cu piciorul. Tenis, nu? Jucăm. Portarii ce mai bun, nu? Da. Nearică cum era? Bun. Nearică la fileu acolo era. Nearică, da. Nu rata nimic. Dani, cum ești după, iată, au trecut două etape. Ești în grupul sau sunteți în grupul echipelor cu 2 în față la puncte. Aveți 23 de puncte, cum are și Oțelul. Un pic așa scăpați de griji pe moment. Nu suntem, din punctul meu de vedere, nu suntem scăpați de griji. Pe moment ziceam eu că e un mic avans. E un mic avans, dar orice echipă care pierde 2 meciuri consecutive se duce în zona retrogradării. Deci, din punctul meu de vedere, nu suntem liniștiți, cel puțin eu nu sunt liniștit. Dar avem un meci de cupă mâine, ne dorim foarte mult, ținând cont că finala se joacă la Sibiu, ne dorim foarte mult să facem un meci bun, să ne calificăm mai departe și să jucăm finala. Da, e dubla, această dublă întâlnire cu Sibiu, cu Cluj cu Sibiu. E și în cupă și în campionat. Meci cât se poate, adică un derby al Ardealului, putem să spunem. Vreți să jucați finala, te înțeleg, dar nu ați avea dreptul să participați în cupele europene, nu? Da, este adevărat că nu avem dreptul să participăm în cupele europene, dar este un trofeu pus în joc. Știm cu toții ce înseamnă să câștigi un trofeu. Această echipă a mai jucat o finală de Cupa României pe care a pierdut-o. Corect. Sper din tot sufletul să avem puterea să trecem peste Universitatea Cluj, deși jucăm la ea acasă și întâlnim o echipă foarte bună, o echipă cu jucători de valoare, care în ultimii ani ne-a pus mari probleme. Dar eu sper să facem un meci bun și să câștigăm mâine. Da, și bănuiesc că același lucru îți dorești și pentru duminica. Tot se joacă pe puncte atunci și tot cu Cluj. Da, sunt două meciuri foarte grele. Dar îmi doresc să le câștigăm, îmi doresc să câștigăm mâine în Cupa României pentru a merge mai departe și ne-a putea să ne apropiem de finala Cupei României. Îmi doresc pentru duminică la fel, să câștigăm pentru a avea liniște și a putea pregăti sezonul următor altfel. Dar, repet, sunt două meciuri extrem de grele. Da, și așa cu o conotație aparte, și Măldă, și Neluțu Sabău, și jucătorii cu experiență, cu unii dintre ei lucrat, are foarte multe conotații această partidă. Dani, n-am fost obișnuit cu tine foarte virulent, dar după ultimul meci, după meciul de la Voluntari, a fost așa un schimb de replici de la distanță. Ieri Dinamo a făcut un pas greșit. Se vede treaba că uneori e mai bine să fii atent la ce faci tu decât la ce fac alții pentru a reuși să te ridici în clasament. Dane, eu am apreciat tot timpul ce a făcut la Dinamo, că se zbate pentru echipa pe care o conduce. Dar cel mai important lucru este să ne vedem de echipa noastră, de ceea ce avem nevoie, de punctele slabe pe care le avem
și să ne uităm mai puțin în curtea altora. E deranjant când auzi oamenii tineri din fotbalul românesc că vorbesc de astfel de lucruri. Noi am jucat fotbal, știm ce înseamnă să pierzi un meci, știm ce înseamnă să nu poți dormi după un asemenea meci, cel puțin eu așa sunt, eu două zile nu sunt bun de nimic, nu pot vorbi cu nimeni, mă consum extrem de mult, iar când vezi oamenii tineri care, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne unim și să schimbăm multe din necesitățile pe care le are fotbalul românesc, e frustrant, e chiar deranjant. Nu am nimic personal cu el, nu am nimic cu Dinamo, din contră. I-am apreciat întotdeauna pe suporteri, pe oamenii care conduc această echipă. Nu am vrut să îl atac personal nici pe el, nici clubul. Nu am avut o tentă grosolană sau golănească. Din contră, eu am vrut să spun cumva că poate a mâncat ceva stricat de i-a lăsat un gust amar. În fine, nu vreau să mai discut despre asta, cert este că nu sunt pune nici astfel de discuții contradictorii, dar, repet, cel mai bine ar fi să ne vedem fiecare de echipa noastră și să vedem și să facem tot posibilul ca echipa pe care o conducem să ajungă acolo unde ne dorim. Ăsta este cel mai important lucru. Da, poate m-a rămas cu gustul amar de care vorbeai tu și după meciul direct, că și acolo a fost o victorie. A fost o victorie categorică a voastră, și... dar nu are importanță. Vine următorul meci și trebuie să ne pregătim cu toții pentru următorul meci. Nu trebuie să găsim pretexte în altă parte sau să ascundem anumite deficiențe. Nu, trebuie să ne concentrăm, iar toată atenția și concentrarea noastră trebuie să fie axată pentru propria echipă. Da. Discurs de viitor președinte la Liga Profesionistă de Fotbal, nu? Nu, dar asta e normalitatea, Dan. Așa e, așa e. Mai ai timp să te uiți în zona de play-off sau ești concentrat pe cupă, pe play-out? Foarte interesant ce se întâmplă și acolo în prima jumătate a clasamentului. Da, ne mă uit la toate meciurile, indiferent că sunt de play-out, de play-off sau de ligile inferioare. Sau de handbal, că se discuta de handbal mai devreme. Uh-huh. Așteptăm semifinalele cupei. Așteptați semifinalele, am înțeles. Bănuiesc că de Dan Șucu și drumul cu Galeria Rapidului poți să comentezi, mai ales că ești un apropiat al fenomenului Rapid. Un gest frumos făcut de domnul Șucu. Mai multe nu vreau să vorbesc, pentru că nu e normal. Dumnealui știe mai bine cum să gestioneze momentele și ceea ce se întâmplă la Rapid. Am înțeles. Dani, mulțumim mult de tot pentru toate aceste precizări și baftă. Mâine să iasă un meci frumos și, cum se spune, cine e mai bun să câștige, Doamne, să meargă mai departe. Doamne, aveți emisiune plăcută în continuare. Toate bune. Foarte multe, Dani. Da. Dani Coman, din ce în ce mai intens se vorbește, bănuiesc că ai auzit și tu, Florin, de faptul că din toamnă el ar fi următorul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Din toamnă acum? Da. Sunt alegeri? Din toamnă se pregătește această mișcare. Este un om cu experiență în fotbal deja, Dani, și care pe unde s-a dus s-a făcut lucruri extraordinare. Cred că experiența lui nu poate decât să ajute fotbalul. Dar sunt curios că sunt alegeri, chiar nu știam când toamnă. A, nu, din ce știu eu, dar e posibil să asistăm la schimbare mai devreme. Cel puțin despre asta se vorbește intens în fotbalul românesc. Bun, revenim la meciurile de cupă, chiar de fapt aș încheia povestea meciului de ieri, că Mircea Lucescu e un veritabil globetrotter. Deci dacă e să vorbim despre meciurile pe care le-a văzut în ultimul timp și pe ce, cum să zic, în ce țări zboară din Grecia. Merge prin București, asta e clar, de pe un stadion pe altul, da? A fost Grecia, la Madrid, Spania, da. A fost la Madrid, în Grecia, acum am asistat în weekend la meciul dintre PAOK și Panathinaikos. Deci au fost discuții la Beşiktaş că tu ești apropiat de ei. Am atunci a fost. La începutul anului a fost. Și acum au venit. Am văzut o știre și acum, mai recentă.
mi se pare că s-au simțit destul de, cum să zic, jigniți turcii de faptul că i-au refuzat acum în ianuarie. În seara asta era Hunedoara. La începutul de ianuarie. Seara asta cred că e la meci. E peste tot. Peste tot acasă, Mircea Lucescu, și e de remarcat. Vivacitate pe care are și vorbește în continuare, spune că deocamdată nu prea nicio echipă, dar de la vară, sigur, de la vară are și energie. Și am văzut și acum ultima dată, dar antrenează sigur. Tu ultima oară ai vorbit cu el la meciul cu Farul, nu? Nu. Nu. Eu nu am fost la meciul cu Farul. Ah, nu ai fost. Am fost când ne-am întâlnit la pauză. La România cu Irlanda, de nord. Da. Ne-am întâlnit în pauză. Și așa și ce zice de Pan cu antrenorul? Ți-a vorbit? Adică ați apucat să vorbiți în cheia asta? Ba da, dar mai mult îmi zice că trebuie să fiu la munca zilnică în continuu, zice. Da? Că sunt tânăr. Da. Păi și ce faci? Asculți sfatul? Nu, e deocamdată, n-am spus niciun sfat. Deocamdată sunt foarte bine unde sunt și sper să ne calificăm la un nou turneu final, după care vedem. Am înțeles. Haideți să-l ascultăm pe Mircea Lucescu după meciul de ieri. Mă, normal n-a fost penalti. Astfel de situații se întâlnesc cu zecile într-un joc. Dar este vina lui Dinamo, pentru că s-a retras foarte mult. Faptul că s-au apărat cu 6 jucători acolo în linie, n-au contat deloc pe contraatac. Era normal ca ușor-ușor Petrolul să-i împingă în propria jumătate de teren și în propriul careu. Din care orice fază poate să fie o situație de genul ăsta. Dar cred că nu se impunea penalti. Asta e situația. Nici nu, eu le-am și spus, eram întrebat, că se va ajunge la meci nul. Situația, în momentul în care o echipă renunță complet la jocul de atac și doar se apără, și mai ales când se apără în careu, câștigă cei care sunt mai agresivi. Pleacă și mai încrezători. Pleacă copiii dezamăgiți? Sau? Pleacă și copiii dezamăgiți, pentru că nu. Da. Dar încă o dată spun, n-a fost penalt. Încă nivelul fotbalului românesc este... Nu ajunge la cel puțin la, eu zic, la ceea ce se joacă în campionatul grec sau ce se joacă în campionatul turcesc, din păcate. Sau poate sunt meciuri, într-adevăr, în care ambiția, motivația, entuziasmul jucătorilor poate să facă dintr-un meci normal un meci foarte bun. Există și astfel de, dar astea sunt excepții. Eu aș fi vrut ca să dispare excepțiile și să fie o normalitate, dacă se poate. Adică să vedem fotbal așa cum se poate, să vezi un meci și să nu vezi două situații de finalizare. Nu vă e dor de un asemenea nivel? Nu, încă nu. Încă nu? Până în iunie nu.